Pentru a putea vinde în târgul de animale, care își va redeschide activitatea după mai bine de un an de zile, comercianții trebuie să posede documente conform legii în vigoare. Avem toate facilitățile, avem asistență medicală pentru animale, totul, toalete, apă caldă, apă rece, totul, birouri. Cine poate comercializa? Orice cetățean, în funcție care are documentele legale. Sâmbătă se așteaptă un număr însemnat de comercianți, mai ales că satul Voinești se află la o distanță foarte mică de comunele limitrofe municipiului Câmpulung.